cum a fost întâlnirea cu Elon Musk? Pe Elon Musk am întâlnit de vreo 3 ori și ultima oară chiar am avut o discuție mai lungă decât de obicei, în jur de o oră, în care am discutat așa despre capsula pe care am creat-o noi și de ce capsula noastră este specială. Plus, cumva de la el am obținut niște sfaturi cum să fac acest startup SwissPod. Și targetul startup-ului nostru este să venim cu cele mai eficiente capsule din punct de vedere al consumului de energie și cele mai ieftine. Cred că Elon Musk e un tip foarte cool. Cred că este, îl admir. Acum nu spun că este it's like a god, știi cum se citește pe internet sau cum au unii niște păreri, dar îl admir foarte tare. A fost chiar foarte drăguț. Am avut o discuție și despre anumite subiecte care tot apărau prin presă, despre faptul că se comportă mai urât sau mai frumos cu angajații lui și mi-a spus că anumiți oameni, de exemplu, una dintre chestii pe care mi le-a spus este că anumiți oameni pe anumite poziții importante la Tesla sunt plătiți din surse exterioare pentru a nu face producția promisă și el nu știe exact care sunt persoanele respective. Și cumva, cred că îl înțeleg, adică cred că el reacționează mai urât din cauza asta. Dar cred că e un tip foarte cool. Mulți spun că Elon Musk este așa o combinație între nebunie și genialitate. Tu, dacă ai stat de vorbă cu el și l-ai cunoscut mai îndeaproape, cum ți se pare? Nu cred că este așa o combinație între nebunie și genialitate. În primul rând, nu prea cred în genialitate, cred în efortul și în dorința de a face ceva. Și cred că, dacă vrei, putem defini nebunia, chestia asta, dorința lui extrem de mare de a face anumite chestii. Ce nu mi-a plăcut? Cred că nu mi-a plăcut că cumva a fost rezervat într-o perioadă a discuției și cumva eu vreau să aflu mai multe chestii și până la momentul în care am reușit să-l conving să vorbească mai relaxat, a fost așa mai închis. Dar după i-am explicat că dacă discuția asta nu va decurge într-un mod normal, adică cumva I cannot take a benefit din discuția asta, știi? Povestea întâlnirii tale cu Elon Musk are în spate o competiție, de fapt un concurs la care au participat mai multe echipe din întreaga lume. Da, concursul a început de prin 2015 cu primele etape. Eram încă student în București și concursul a fost lansat în mediul online de el. La momentul respectiv el nu era cum este acum foarte, foarte faimos. Lumea îl cunoștea, dar nu era la nivelul care este astăzi. Și anunța și pe Reddit cu această competiție pe social media în general. Și eu am fost într-o echipă în care s-a format pe Reddit. Cineva a pus o întrebare cine vrea să creeze o echipă pe internet numită Reddit Loop. Și am fost diferiți oameni din diferite colțuri ale lumii. Echipa asta a câștigat în ianuarie 2016 primul loc pentru Best Design, iar după care am lansat cu eu campanie de crowdsourcing pe internet, prin care am reușit să strângem anumite fonduri pentru a crea această capsulă. Mai mulți oameni din US și din Silicon Valley ne-au ajutat să strângem acești bani și de asemenea niște companii ne-au sponsorizat să putem crea această capsulă. Am plecat în vara anului 2016 în state
Și acolo am stat cu colegii mei din echipă într-o casă închiriată pe Airbnb, toți, și am reușit să construim acea capsulă promisă în designul pe care îl aveam. Dacă te-ai întâlni acum cu Elon Musk, ce l-ai întreba? Cred că aș fi interesat foarte mult de niște chestii tehnice pe care ei le au în metodele lui de tunneling, niște întrebări foarte concrete și tehnice, așa. Dar el ți-a oferit, e dispus să ofere sfaturi? Cum vede el un tânăr care are capacitate și, practic, promite foarte mult? Care e percepția lui? El nu este un investitor și nu va investi niciodată, probabil, într-un startup sau într-o companie, ci este și el un antreprenor care primește la rândul lui investiții de la alții care sunt potenți financiari, dar el nu este un investitor. Mai mult decât o apreciere și o îmbrățișare și o batere de palmă, nu cred că voi primi ceva de la Elon Musk. Denis, câteodată contează foarte mult, sau cel mai mult contează și asta. Corect, 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 corect. Da.